Am văzut că în parcul Orășelul Copiilor au fost extinse terasele, mai bine zis, niște chioscuri înainte de anii 2000. De ce ați luat decizia de extindere a lor? Propriu-zis, nu e vorba de o extindere sau nu e acesta scopul, ci modernizarea construcțiilor care existau în orășel și care aveau în funcțiune, în general, de alimentație publică. Ele au fost modernizate, majoritatea au primit o supraetajare, deci o mansardare, și au fost extinse, de fapt, cu două tipuri de spații. Odată, știu, grupuri sanitare, pentru că nu mai corespundeau, și terase în general descoperite, acoperite, dar neînchise, care să funcționeze pe perioada verii. Cum au apărut acele terase în parc? Nu terase, ci vorbim de obiectivele pe care le-am preluat, că ele nu sunt noi. Ele au apărut odată cu înființarea Orășeului Copiilor, deci sunt construcții vechi care în perioada dinainte de 89 au apărut, au aparținut diferitelor instituții, întreprinderi, știu eu, Ocele Alimentare ale Cofetăriilor, Secealul Nișii, deci restaurante, care aveau aceste obiective în cadrul orășelului, care a fost înființat cel puțin din actele pe care le avem noi la dispoziție în 1960. Și după aceea a fost mereu transformat, la rândul lui modernizat pe parcurs, până când a fost preluat de Primăria Capitale și de ALPAV. Noi am preluat orășelul de la ALPAV în această situație, în care deja construcțiile existente, în stadiul în care erau ele, știu, un măr, o pară, o cârciumioară, construcțiile în sine deveniseră proprietate particulară. Exact procedura prin care au devenit proprietate nu o știm. Diferite contracte de vânzare, cumpărare, sau unele sunt cu contracte de închiriere. Deci așa le-am preluat noi, dar de reținut, terenul pe care sunt așezate ele este al statului, deci nu a fost înstrăinat de nimeni, el este în continuare al statului. Astfel încât, într-adevăr, oricare, și discuțiile astea le-am purtat și cu beneficiarii acestor construcții, aceste construcții, în principiu, oricând pot să dispară de acolo, în cazul în care cel care administrează terenul, Primăria Capitalei, acum noi, am avea alte intenții. Dar prin faptul că primăria noastră este o primărie cu buget redus, dar care totuși a încercat și, zicem noi, că a și făcut mai mult decât administratorul dinainte, cu bugetul nostru redus n-am putut să înlocuim tot, să facem de la cap la coadă ceva nou. Și de aceea, plus că erau niște oameni care aveau o investiție, un job din care trăia familia și niște salarii. Și atunci am considerat că e normal ca aceste obiecte să rămână, să se modernizeze, să arate mai bine și să primească și un flux mult mai mare, sperăm noi, de vizitatori decât înainte. Legea spațiilor verzi interzice să se construiască pe spații verde, cu excepția obiectivelor de utilitate publică. Dumneavoastră ați dat niște autorizații de construire acolo. Da. Ați încălcat legea făcând acest lucru? Nu, n-am încălcat legea. De ce? În primul rând, toate aceste construcții, vorbim în primul rând de construcții care existau și am dat supraetajarea lor. Deci cu asta n-am afectat nimic spațiu verde. Terasele eventuale care le-am dat și care sunt încă o dată construcții provizorii, chiar cu un contract de ocupare a domeniului public care are valabilitate de 6 luni și se prelungește, au fost date în general pe suprafețe betonate care existau în jur, care uneori erau folosite, alteori nu, dar care au primit această destinație. Deci ca să nu spun că fiecare din aceste autorizații au și aviz de mediu. Deci, chiar dacă încadrarea este de V, asta nu înseamnă că avem un tăpșan pe care nu pas vacile, ci pas cârciumile noastre.
Deci este un orășel care are niște dotări. Am văzut că în parc a apărut și un bloc de 4 etaje. Acel bloc de care vorbiți și noi am constatat cu surprindere cu ani în urmă când a început să se construiască fără autorizație, a fost amendat de Primăria Capitalei. Cel care deține acest bloculeț, domnul Pușcașu, este cel care are și gara Orășelului Copiilor, pe care la fel a început-o fără autorizație, a fost amendat și lucrările oprite. Din păcate, și asta este un viciu periculos și al legislației noastre, pentru că nu îți permite să poți să oprești efectiv o construcție. Se amendează încă o dată, a fost făcută de Primăria Capitale și ei au urmărit procesul mai departe, dar respectivul construiește și de-abia când termin procesul în instanță, poți să faci și ceva. Noi încă suntem și noi în litigiu cu acest Pușcașu, care acum a depus o documentație de autorizare pe care nu putem să o acceptăm, pentru că față de toți ceilalți care construiesc sau au construit acum pe, în baza unei autorizații, acesta a avut o construcție pe care cu siguranță că a desfințat-o și a construit această clădire. Clădire pe care, cu siguranță, nu o vom autoriza niciodată. Mulțumesc.